ta prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amen.
înțelepciune drept. Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. Să mai
să luăm aminte, pace tuturor. Și Duhului Tău, într-o pământul ai și vestirea lor și la marginile lumii, cuvintele lor, cerurile sunt slavă lui Dumnezeu și pacerea mâinilor lui, o vestește tăria. Întinzând mâna ta se apără, mergând la Damas, cu putere și cu însărcinare de la fiere. Am văzut o rece la amiază, în calea mea o lumină din cer, mai puternică decât perea-n soarelui. Strălucind împrejurul meu și a celor ce mergeau împreună cu mine. Și toți, și noi toți, căzând la pământ, eu am zis, Doamne, Doamne, dar am auzit un glas care îmi zicea în limba evreiască, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Greu ți-este să lovești înțepușă cu piciorul, iar eu am zis, cine ești, Doamne? Iar Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care Tu-L prigonești, dar scoală-te și stai pe picioarele tale, că spre aceasta m-a arătat ție, ca să te rânduiești slujitor și martor celor ce au văzut și a celor întru care mă voi arăta ție. Alegându-te pe tine din popor și din toate neamurile la care te trimit, să le deschizi ochii ca să se întoarcă de la întuneric la lumină și de la stăpânirea lui Satan la Dumnezeu, ca să ia iertare păcatelor și parte cu cei ce s-au sfințit prin credință în mine. Drept aceea, rege Agripa, n-a fost neascultător cereștii arătări, ci mai întâi celor din Damasc și din Ierusalim și din toată țara Iudeii, și neamurilor le-am vestit să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu făcând lucruri vrednice de pocăință. Pace ție, cititorule, și Duhului Tău. Înțelepciune drept să ascultăm noi Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan citire. Mărire,
aminte. Zisa Domnul către idei care venisele la el, adevărat, adevărat zi vouă, cel ce nu intră pe ușă în staul oilor, ci sare pe alături, acela este fur și tâlhar. Iar cel ce intră pe ușă este păstorul oilor. Acestuia portarul îi deschide și oile ascultă de glasul lui. Și oile sale le cheamă pe nume și le mână afară. Și când le scoate afară pe toate ale sale, merge înaintea lor și oile merg după el, căci cunosc glasul lui. Iar după un străin ele nu merg, ci vor fugi de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Această pildă le-a spus-o Iisus, dar ei n-au înțeles ce înseamnă cuvintele lui. A zis deci iar și Iisus, adevărat, adevărat zic vouă, eu sunt ușa oilor, toți câți au venit mai înainte de mine sunt fur și tâlhar, iar oile nu i-au ascultat. Eu sunt ușa, de va intra cineva prin mine, se va mântui și va intra și va ieși. Și pășune va afla. Zicem toți, din tot sufletul, din tot cugetul nostru, să zicem. Doamne, tot Stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rogăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul, Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru sănătatea și mântuirea lui. Credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
frații noștri, preoți, romonachi, rodiaconi, diaconi, monași, monachi, și pentru toți și pentru Hristos, frații noștri.